deja am întrerupt o audiere. De ce nu vă faci destimandația cu răspunzătoarea? Drag. Tatiana, cu participarea lucrului în lucrătoarea teritorială Călărașul Alexandru Buzic, apăritorilor în grupatului Maria Ciucă, Dimș, Ciucă, Victor, în grupatului Vaneș, supus militar, trei copii minori la întreținere, în stanță judecată dispune. A admite demersul reprezentantului învinuirii și a prelungit termenul oferit cu patul Vaneș Andrei în stare de arest la domiciliu, situat în raionul Călăraș, satul Dinilor, pentru un termen de 30 de zile. Ieși la Călăraș, îi fac ce vor! Spuneți, vă rog frumos, deși dacă procurorul ce rog judecătoare îi susține cererea procurorului. Cum sunt parte vătămat și avocat cu avocat și discută. Trei copii de minori. Care eu am grijă, sunt minori, nu pot lucra nicăieri, el e unica care pe noi ne întreține și soacră mea invalidă. El, numai el, noi nu avem nevoie de acești copaci putrezi. De ce nu-ți faci dreptate oameni buni în țara asta? Numărul 13 la Chișinău, o lună și 200 mâini. El mă învinuiește că, din cauza că am tăiat niște copaci de salcii, arși și putreți care într-adevăr nu sunt vinovat. Au fost chiar la numărul 13 domnul procuror a doilea zi după ce mi-au dat m-au reținut și au vrut să mă pun în învinuire, dar ei am spus că nu sunt de acord din cauza că nu sunt vinovat. Și domnul procuror mi-a spus că las că a să mă lămuresc dacă e chestia de așa. 100.000 de lei partea de tamatura. Nu copaci, el spune, dar adică eu nu i-am luat ce nu copaci. Am copii la întreținere, am trei copilași, soția, mama care e bolnavă, am terenuri agricole din care eu mă hrănesc, care lucrez la dânsele și n-am putut să-mi desfășor lucrările din cauza că a fost reținut și așa de toată producția, eu nici nu știu până la ziua de azi, timp de 2 luni de zile, ce se întâmplă cu dânsa, că nu am drept să ies.